însă am făcut parte succesiv din informațiile care le avem, din colecțiile de la Francia și apoi Dona. Probabil că aparține lucrarea anilor 80, când Grigorescu este extrem de atent la ceea ce expun impresioniștii. Suntem în plină perioadă de afirmare a grupului impresioniștilor. Și observăm că este vorba atât de temă, de subiect, cât și de factura, de modalitatea de a picta. Este o pictură în care albul are un rol important de a lumina lucrarea. Ideea de copac înflorit este una dintre temele impresioniștilor și o găsim în special la Pissarro și la Sisley. Și Grigorescu este aici interesat și el, ca și impresioniștii, de, dacă vezi, de spargerea, măcar în anumite zone ale lucrării, în zona superioară sau în zona unde sunt reprezentate ramurile florite, de spargerea formei.